De ce ai venit aici, în Moldova? Mi-am spus că o să fie un challenge. Dar ce crezi că se întâmplă pe aici, mă? Nici nu-i mare acțiune aici în sas. Cu bărdiță ceva la poliție. Putem vorbi un minut, te rog? Nu. Am zis ce am avut de zis. Ești că vrei să-ți faci un rost aici. Că știi că e o anumită rânduială. Nu dormi nimeni pe afară iarna. Nici un câine nu moare de foame. Fiecare om primește cum merită. Noi știm că important este să se facă treabă, nu să ne închinăm la principii. Păi dacă mai aud o vorbă, una singură de ancheta asta de la tine, te zbor de aici, nu mai știu unde ai fost pe harta țării, băi. E clar? Am înțeles. Ia să văd actele. Avem acte, doar șef. N-aveți acte, nu? Băi, vă rup picioare dacă vă mai prind pe aici! Cam sare în ochi toată mizeria asta. Dacă nu-ți cuamim mizeria, uite la copaci. A fost un scandal la beție. Se întâmplă des, mai ales acum când încep căldurile. Eu știu că tu nu ești la pește acolo. Și eu știu că știi. Și nu poți ghine așa? Ili, tu cred că înțelegi ce-i cu oamenii ăștia, cu ce s-ocupă ei. Să știi că oamenii ăștia sunt mai periculoși decât tu. Dacă ce ai pățit tu acum 10 ani? Gata, bă, băiatule, gata. Acum te duci la spital, băi. Apa asta care vine peste noi, ca un potop, ne-a luat la toți mințile. Aici vine o apă sfântă, să ne spele de păcate.